Hei, bună seara, dragilor! Salutare tuturor! Vă spun bine ați venit! Bine ați venit, dragii mei! Suntem la webinarul Cum să ai o familie echilibrată emoțional cu ajutorul coachingului. Vă spun bine ați venit și aș vrea să vedem dacă mă vedeți, dacă mă auziți. Aș vrea să-mi lăsați un comentariu în chat. Mă bucur tare mult să fiu alături de voi în seara aceasta și să împărtășesc cu voi unelte importante din coaching care să vă sprijine în obiectivele voastre profesionale, da? Pentru aceia dintre voi care veți dori să învățați coaching și care pe ceilalți să vă sprijine în obiectivele voastre de familie. O să vă rog să... Iată, bună seara, Monica, bună seara! Bună seara, Luminița! Bună seara, Anca! Bună seara, Nadejda! Melania! Ana, salutare! Bună seara, Andreea! Mă bucur tare mult că sunteți aici cu toții! Bună, Magda! Bună, Olesea! Iată, o mulțime de cursanți de la școala de coaching, da? O mulțime dintre oamenii care sunt deja în comunitate. Bună seara, Oana! Salutare! Iată că ne adunăm așa din ce în ce mai mulți. O să împărtășesc astăzi cu voi câteva unelte importante, instrumente care pe mine m-au ajutat în viața personală, pe care le aplic în lucrul cu clienții mei și îmi doresc tare mult să luați și voi uneltele acestea și să le aplicați atât în viețile voastre, cât și în lucrul cu clienții voștri, aceia dintre voi care sunteți coachi certificați sau care faceți școala, sunteți în școala de coaching cu mine. Hai să-mi lăsați un comentariu și să-mi spuneți de unde sunteți, de unde mă urmăriți, de unde mă vedeți. Și dacă sunteți prima dată aici, da? Scrieți-mi așa, prima dată sau am mai fost. Deci dacă particip într-un program de coaching cu mine, ești cursant, scrie, sunt cursant, sunt cursant, sunt cursant. Iar dacă ești pentru prima dată la un eveniment, curs, program, live cu mine, scrie prima dată. Iar dacă ai mai fost la alte webinarii, alte videouri live pe care eu le-am mai susținut, scriem am mai fost. Da? Deci sunt cursant prima dată sau am mai fost. Da? Pentru că sunt curioasă să vedem cine este aici cu mine live. Prima dată, prima dată, prima dată. Bun. Prima dată, sunt cursant, ok, am mai fost, deci ai mai participat la webinarii cu mine. Prima dată, sunt cursant, bună Andreea, bună Magda. Italia, am mai fost, Melania. Prima dată, sunt cursant, Aliona, bună seara tuturor. Iată ce mă bucur, tare fericită sunt atunci când la webinariile noastre am și persoane din comunitate, da? Oameni care sunt deja înscriși în școala de coaching. Prima dată, Cristina, am vorbit cu Marius despre școala ta, felicitări, bravo, Cristina, continuă conversația cu Marius pentru că el te poate ajuta să devii cursanta noastră. Salutare, Ionela, bine ai venit, Monica, Monica este și ea cursant. Mă bucur foarte mult că sunteți interesați de subiectul acesta. În primul rând, pentru că eu cred așa, dacă noi suntem bine cu noi înșine, atunci totul în jurul nostru va fi bine. Și dacă este ceva în lumea aceasta care pe mine să mă fi reținut cel mai mult din a avea mai mult succes profesional, din a înființa școala de coaching mai devreme decât am înființat-o, din a sprijini și mai mulți oameni decât am sprijinit, atunci acel lucru este viața personală. Cu adevărat, cred că viața noastră personală ne influențează în toate aspectele vieții noastre. Influențează finanțele, ne influențează starea emoțională, ne influențează sănătatea, ajungem din cauza unor emoții distructive să ne îmbolnăvim, corpul fizic. Ajungem să trăim mai puțin, ajungem să nu ne mai înțelegem cu nimeni în jur dacă o relație semnificativă din viața noastră este problematică.
Mă auziți, mă vedeți? Pentru că văd că sunt persoane care nu mă aud, nu se aude. Mă auziți, mă vedeți? Hai să-mi scrieți dacă mă auziți, cei care mă auziți, da? Pentru că până acum totul părea a funcționa perfect. La mine aici pare totul în regulă. Bun, deci se aude. Iată, și Florentin este și el cursantul nostru în școala de coaching. Sunt super, super, super fericită că sunteți aici și voi cei din curs. Se vede, se aude, se aude. Bun, ok. Cei care nu mă auziți, verificați la voi, da, ieșiți, intrați din nou, vedeți că la voi este posibil să fie vreo problemă acolo. Bun. Totul este ok. Perfect. Bun. Haideți să pornim și prezentarea. Numai puțin că este o mică problemă cu prezentarea, că nu se deschide, însă se va deschide imediat și o să putem să o și vedem. Ce o să vă rog eu pentru acest webinar? Să vă pregătiți cu câteva col de scris ca să vă luați notițe și să puteți face exercițiile pe care le vom face pe parcursul webinarului, un pix island de mână, un pahar cu apă ca să te hidratezi și multă liniște, da? Adică să oprești dacă mai este muzică ambientală sau ceva de genul acesta, ca să poți să te concentrezi pe introspecție, pe interiorul tău, să începi să te gândești la ce anume îți dorești tu să creezi în viața ta personală, ce este important pentru tine și să poți să constați care sunt acele puncte la care tu mai ai de lucrat, la care tu mai ai de îmbunătățit. Foarte mulți oameni, atunci când aleg, de exemplu, să lucreze cu un coach, cred că acesta va veni la ei cu o soluție minune. Însă, dragii mei, asta este doar gândirea magică, gândirea de copil, gândirea imatură. Dacă te aștepți, și am fost acolo, da? Am fost și eu acolo. Și nu cred că este persoană care să nu fi fost într-o situație de genul acesta. Și în momentul în care începi să pui atenția de la celălalt, de la ce face celălalt, partenerul, copilul, părinții, frate, soră, colegi de serviciu, să spunem, da? Orice om din viața ta, în momentul în care iei atenția de pe omul respectiv și pui atenția pe tine, dar nu în sensul acela egoist, de genul mi, eu, da, nevoile mele, ci pui atenția pe tine și vii și te întrebi, măi, cum creez eu realitatea asta? Cum am creat eu relația cu soțul meu sau cu soția mea? Și nu în sensul lumesc, da, cum am creat-o, în sensul cum ne-am cunoscut, ci cum am creat eu această relație din punct de vedere emoțional. Ce am făcut eu, cum am contribuit eu la această situație. Care au fost alegerile pe care eu le-am făcut și care au stârnit în partenerul meu sau în partenera mea reacțiile acestea. Asta este ceea ce noi trebuie să ne întrebăm. Cum anume am creat eu dinamica relațională? Bun. Haideți să mergem mai departe. Deci vom vorbi astăzi despre cum să ai o familie echilibrată emoțional cu ajutorul coachingului. Și pe parcursul webinarului vom face și exerciții practice. Vom sta împreună aproximativ o oră și jumătate. La final am și o surpriză pentru voi. Vă voi vorbi despre școala de coaching și în cadrul
acestei prezentări de la final, vă voi oferi și o surpriză, un cadou, ceva ce s-ar putea să îți placă tare, tare mult. Bun. Pentru cine este webinarul? Webinarul este pentru cine își dorește să învețe o metodă de lucru cu oamenii. Pentru că, așa cum spuneam, voi vorbi și despre școala de coaching și ce facem noi aici. Însă, la finalul prezentării. Webinarul mai este pentru cine își dorește o viață de familie echilibrată. Pentru cine vrea să întemeieze o familie. Pentru cine vrea să își ajute familia prin coaching. Adică ai o familie deja și te gândești, mai cum aș putea eu să-mi sprijin familia, să mă sprijin pe mine mai mult prin coaching. De asemenea, webinarul acesta este potrivit pentru cine vrea să obțină certificarea în coaching, pentru cine vrea să monetizeze din dezvoltarea sa personală și pentru cine vrea o afacere online în coaching pentru a avea mai mult timp pentru el și pentru familie. Ce înseamnă o familie echilibrată emoțional? În primul rând, gândește-te care este răspunsul care îți vine ție prima dată în minte și aș vrea să îl scrii în chat. Întrebările despre școala de coaching o să vă rog să mi le puneți la finalul prezentării, pentru că vă voi prezenta școala și atunci o să rămân suficient cât să răspund la absolut toate întrebările voastre. Ce înseamnă pentru tine echilibrul emoțional sau o familie echilibrată emoțional? Ce este o familie echilibrată emoțional pentru tine? Nu mă interesează definiții din cărți, nu mă interesează să fie răspunsul cel mai bun, pentru că noi în coaching avem o vorbă, sau eu în coaching am o vorbă. Nu există răspuns corect sau răspuns greșit. În primul rând, asta este ceea ce trebuie să înțelegi. Nu există un model de familie standard sau universal valabil, ci răspunsul este cel care este. Deci nu există răspuns corect sau greșit și nu există un model standard de familie. Adică din start am eliminat două prejudecăți importante. Răspunsul este cel care este, adică este cel care este pentru tine adevărat, care exprimă adevărul tău interior. Și apoi, nu există un model de familie standard, ci depinde ce ți se potrivește ție, ce este cel mai util pentru tine. Comunicare eficientă, comunicare, negociere, iubire, respect, înțelegere, iubire necondiționată, o familie trăiește în armonie, respect și iubire. Super! Iată câte valori ați pus aici. Acestea sunt valori pe care voi le aveți, sunt lucruri pe care voi le apreciați. Ceea ce oamenii nu știu este faptul că o familie echilibrată emoțional conține atât elemente din polul pozitiv, cât și elemente din polul negativ. Cu alte cuvinte, în viața noastră nu există și nu are cum să existe doar un singur pol, polul pozitiv. Când noi încercăm să fim tot timpul în polul pozitiv, ne dezechilibrăm. Universul este format din cei doi poli, pozitiv-negativ. Avem zi și noapte, avem bine și rău, avem frumos și urât, avem înalt și mărunt, sus, jos, la stânga, la dreapta, avem principiul feminin, principiul masculin, avem femeie, bărbat. Există aceste antagonii, dacă vrei, acești poli opuși. Și în permanență, atât în viața noastră ca indivizi, cât și în viața noastră de familie, se vor regăsi ambii poli. Noi trăim un miraj și trăim în iluzie în momentul în care ne așteptăm să existe doar polul pozitiv. Cu alte cuvinte, întotdeauna vor exista elemente care ne vor plăcea mai mult și elemente care ne vor plăcea mai puțin. Vor exista avantaje și dezavantaje. Gândește-te, de exemplu, ce se întâmplă la un job, da?
primești ceva în schimb, însă dai ceva la schimb. Adică nu există doar să primești și nu există să existe doar comunicare eficientă, de exemplu. Pentru că altfel noi nu am mai ști ce este comunicarea eficientă sau nu am mai ști ce este bucuria dacă nu am ști ce este și tristețea. Nu am mai ști ce este acordul dacă nu am cunoaște dezacordul. Iubirea nu este suficientă în relațiile noastre, ci avem nevoie de abilități relaționale. Și asta nu ne învață nimeni, niciodată, din păcate, da? Doar noi învățăm pe cont propriu, iată, dacă participăm la cursuri de dezvoltare personală. Altfel nu ne învață nimeni la școală, nu ne învață, poate nici părinții acasă, pentru că nici ei nu știu. Abilități relaționale înseamnă să fii capabil să-ți gestionezi propriile tale emoții și gânduri. Să fii capabil să gestionezi dezacordurile și conflictele care apar inerent în relațiile tale. Și să fii capabil să comunici în mod eficient. Vom face exerciții în seara aceasta pentru aceste aspecte. În momentul în care noi ne îndrăgostim, numai puțin. Este ceva magic ce se întâmplă. Sunt mai multe etape și în momentul în care noi ne îndrăgostim, suntem efectiv ca și cum am fi sedați, ca și cum corpul nostru funcționează pe bază de droguri, doar că sunt droguri naturale. Aceea este etapa în care natura își face treaba pentru perpetuarea speciei. Ați observat că atunci când ne îndrăgostim, este acea etapă, exact cum îi și spune, etapa de îndrăgostire, în care totul este doar frumos, cumva treci cu vederea orice defect ar avea partenerul, orice lucru care s-ar putea să nu-ți placă sau pe care îl remarci și știi că nu-ți place, îl treci cu vederea în ideea în care, cum spun doamnele de regulă și domnișoarele, ai lasă că o să se schimbe. Și de multe ori nu se schimbă. Sau nu poți tu să-l schimbi. Se schimbă el dacă vrea el, nu dacă îți dorești tu. În etapa aceasta de îndrăgostire, noi trecem foarte ușor peste caracteristicile partenerului sau partenerei noastre care nu ne plac, dacă ne-am gândit din punct de vedere rațional. Însă de ce facem asta? Pentru că în îndrăgostire, în corpul nostru sunt secretate niște substanțe chimice, dopamină, serotonină, oxitocină. Și substanțele acestea chimice acționează ca niște droguri în creierul nostru. Și după ce am trecut de această perioadă de îndrăgostire, începe parcă să ni se ia așa vălul de pe ochi și începem ușor, ușor să vedem cum este partenerul nostru în realitate. Și noi atunci venim și adresăm întrebări de genul sau venim și facem remarci de genul, dar te-ai schimbat. Nu mai ești ca la început, nu mai ești ca atunci când ne-am cunoscut. Nu mă mai iubești la fel. Ce se întâmplă? Partenerul nu s-a schimbat, el este la fel. Însă, tu ți-ai dat vălul de pe ochi, tu ți-ai dat ochelarii de la ochi. Adică au dispărut acei hormoni din corpul tău și ai capacitatea fizică, efectiv, de a percepe și alte lucruri la partenerul tău. Apoi, v-ați și obișnuit împreună unul cu celălalt și în momentul acela ne dăm jos măștile și începem să fim cumva, să arătăm ce este în interiorul nostru. Și știți ce este în interiorul nostru de cele mai multe ori? Ce găsesc și el și ea în interiorul lor? Doi copii speriați și traumatizați, dornici de acceptare și de iubire. Și asta este provocarea, să fim capabili să-i oferim celuilalt ceea ce simțim că nu putem să-i oferim. Pentru că atunci când facem asta, noi creștem. Noi suntem cei care ne dezvoltăm.
imediat pornim din nou prezentarea. Bun. Deci gândește-te ce înseamnă pentru tine familie echilibrată emoțional. Adică ce ar însemna, dar în acțiuni concrete m-ar interesa, pentru că voi mi-ați spus aici niște povești frumoase, da? Și îmi pare rău că trebuie să sparg valul acesta de iluzie, dar armonie, respect, iubire sunt niște cuvinte foarte vagi, sunt frumoase, dar nu sunt deloc palpabile. Gândește-te concret, pentru mine familie echilibrată emoțional ar însemna în fiecare seară să avem o conversație semnificativă. O dată pe săptămână să ieșim amândoi și să stăm de vorbă de la suflet la suflet, de exemplu. Sau, pentru mine o familie echilibrată emoțional ar însemna să putem să discutăm și să nu mai ajungem să țipăm unul la celălalt. Da? Adică lucruri din acestea palpabile, practice, vreau să scrieți pentru voi înșivă, pentru că voi știți care sunt punctele acelea care dor în relația sau în familia voastră. Merită să înveți coaching? Eu zic că merită să înveți coaching. Vă spuneam că o să vă prezint și o ofertă de a aplica la școala de coaching la finalul acestui webinar. Acestea sunt călătorii pe care le-am făcut doar în ultimele 6 luni și eu zic că este un lucru bun. Eu mi-am dorit să fac lucrul acesta. Profesia aceasta te ajută nu doar să-i ajuți pe ceilalți, ci te ajută să lucrezi și tu cu tine, pentru că viața ta personală devine propriul tău obiect de studiu. Ce alt client mai bun poți tu să ai la serviciul de coaching decât propriul tău psihic? Te vei analiza pe tine pe toate părțile și vei lucra cu tine să îți învingi blocajele, temerile, fricile și să faci progres. Pentru că dacă tu faci progres, fac progres și clienții tăi. Fiecare dintre noi trăim într-o paradigmă și efectiv imaginați-vă că avem la ochi exact așa, straturi de straturi de straturi de straturi de ochelari. Adică sunt paradigmele în care noi trăim și în momentul în care tu ieși în lume și relaționezi, interacționezi cu ceilalți, interacționezi având la ochi niște ochelari. Și în funcție de cum sunt ochelarii respectiv, ce culoare au, tu așa vei vedea lumea. Dacă, de exemplu, ai la ochi ochelari verzi, o să vezi lumea în verde. Dacă ai la ochi ochelari negri, o să vezi lumea în negru. Ce înseamnă culoarea aceasta a ochelarilor? Culoarea ochelarilor tăi este dată de convingerile pe care tu le ai. Sunt convingeri, idei, păreri în care tu crezi lucruri de tipul. Este bine să. Bărbatul ar trebui să. Femeia ar trebui să. Lucruri de genul acesta. Sau, mă cert de plăcere. Am auzit recent exprimarea aceasta din partea unei femei și a spus, măi, eu mi-am dat seama că mă cert de plăcere. Vedeți, asta este o convingere care modelează viața persoanei respective. Și ce te faci dacă intri într-o relație cu un partener care consideră cearta o problemă de despărțire sau de viață și de moarte, o problemă foarte importantă și care nu este obișnuit să se certe, care are un comportament evitant, are un atașament de tip evitant. Iar tu ai această convingere, mă cert de plăcere, mie uneori îmi place să mă cert, este ca o pasiune, parcă simt așa că viața are mai multă pasiune, mai multă varietate, da? Ne împlinim nevoia de varietate. În școala de coaching studiați cu mine nevoile emoționale și aceasta aici, în cazul ăsta, este vorba de nevoia de varietate. Felul în care îți privești viața trebuie să se schimbe. Pentru că dacă astăzi tu ai o problemă, problema pe care o ai este datorată modului în care gândești. Până când nu-ți vei schimba viața, până când nu-ți vei schimba modul de gândire, nu-ți vei schimba viața. În oricâte vacanțe scumpe o să te duci, oricâte haine de firmă o să-ți cumperi, oricâte zile libere de la serviciu o să-ți iei,
oricâte meditații ghidate o să asculți. Până când nu schimbi modul în care gândești, viața ta nu se va schimba. Iar pentru asta, imaginează-ți că gândurile noastre sunt asemenea unei cutii care ne înconjoară capul. Și nu putem vedea mai departe de propria cutie. Fiecare dintre noi suntem încapsulați în propria noastră cutie. Prin coaching, provoci gândirea, faci o fisură în cutia respectivă și începi să vezi și lumina de dincolo. Începi să vezi că mai există și alte perspective. Cred că în prezent trăim o criză relațională. Și nu de puține ori se întâmplă copiii să ajungă la psiholog, când de fapt cei care ar trebui să meargă la psiholog sunt părinții. În special mama, pentru că copilul este într-o strânsă legătură și într-o strânsă conexiune cu mama. Atunci când credem despre cineva că ar trebui să meargă la psiholog sau la un coach, să lucreze cu el însuși și îl tot împingem de la spate, persoana care trebuie să meargă suntem de fapt noi. Nu de puține ori am fost întrebat, de exemplu, dacă lucrez cu copii, de mame care aveau ele însăși nevoie să lucreze cu ele. Nu copilul trebuia să ajungă la un specialist, ci mama. De multe ori, iarăși, am primit solicitări din partea femeilor care îmi spuneau, știi, ai putea să lucrezi și cu soțul meu? Știi dacă l-aș trimite la tine pe soțul meu? Nu soțul trebuie să ajungă, ci doamna respectivă, femeia respectivă. Pentru că noi literalmente proiectăm pe ceilalți și împingem pe ei de la spate să facă lucrurile pe care noi înșine nu le facem. Uitați-vă în jur și veți vedea că noi chiar trăim o criză relațională. Este planeta mai plină decât oricând de oameni. Suntem la numărul maxim de cât am fost noi vreodată în lume ca număr de populație. Și cu toate acestea, sunt din ce în ce mai mulți oameni singuri care se vaită de singurătate, care se plâng de singurătate și care sunt nefericiți. Ce este aceasta? Nu sunt oameni suficienți pe planetă? De ce ne simțim singuri? Este o criză relațională, este modul în care noi privim viața, în care ne privim pe noi înșine, în care privim relațiile. Am ajuns să nu mai avem capacitatea de a ne conecta cu ceilalți, pentru că nu mai avem capacitatea de a ști nici măcar ceea ce vrem și cum să ne conectăm cu noi înșine. Nu ne luăm timpul necesar pentru a face introspecție, pentru a lucra cu noi. Viața unui om de astăzi este cu mult mai aglomerată decât era viața bunicilor noștri, gândiți-vă. Doar a bunicilor noștri, ca să nu mai mergem până la generații mai în spate. Soluția cu care eu vin în fața voastră este aceea de a învăța abilitățile unui coach. De a aplica pe tine coachingul și de a fi propriul tău coach. Exact asta se întâmplă în coaching. Este ca și cum coachul vine și îți ia gândurile și te ajută să ți le ordonezi, ți le înșiră, da? Ți le înșiră frumos, ți le aranjează frumos. De unde într-una dintre imagini, vedeți, este un haos total acolo, în cealaltă imagine gândurile sunt așezate în mănunchiuri frumos pe culori și sunt mult mai ordonate. Cam asta se întâmplă și în coaching. Ne așezăm gândurile, ne așezăm mintea, emoțiile. Coachingul îți aduce mai multă liniște și o inteligență emoțională sporită în familie. Prin coaching tu îți dezvolți inteligența emoțională. Pentru că dacă ai nevoie la job de IQ,
de coeficientul de inteligență, cel clasic pe care îl știm cu toții, la în familie sau în relații ai nevoie de EQ, de coeficientul de inteligență emoțional. De câte ori n-ai auzit, de exemplu, în jurul tău, oameni care ți-au spus, nu te stresa, lasă, nu e niciun fel de problemă, nu-ți face griji, timpul le rezolvă pe toate, cu timpul se vindecă, lucrurile o să treci, o să uiți. Este cel mai mare mit, cea mai mare minciună care există pe piață în legătură cu ce se întâmplă în interiorul psihicului nostru. Timpul nu rezolvă nimic, tu le rezolvi. Dacă le rezolvi, dacă preiei controlul asupra vieții tale interioare. Cu timpul se vindecă. Nu se vindecă nimic cu timpul. Rămân acolo încapsulate emoții, stări, energii, convingeri încă din uterul mamei. Rămân în corpul nostru emoțional. Se schimbă corpul fizic, însă avem și un corp emoțional, avem și un corp mental. Ajungem să trăim viața părinților noștri pentru că trăim inconștient. Ajungem să repetăm tipare, ajungem să creăm lucruri pe care nu ni le dorim, pe care pe gură conștient le spunem că nu ni le dorim, tocmai pentru că nu suntem conștienți. Timpul nu vindecă nimic, timpul nu rezolvă nimic. Tu poți să vindeci, tu poți să rezolvi. Dacă îți asumi, devii conștient, scoți din subconștient convingerile și le transformi, acționezi într-un mod diferit. De asta mie îmi place coachingul, pentru că scoți din subconștient lucruri pe care le gândeai, conform cu care acționai, dar de care nu erai conștient. Tu nu-ți dădeai seama că tu te comporți într-un anume fel, pentru că așa învățați de la mama, de exemplu. Sau tu nu-ți dai seama că tu te comporți într-un anume fel și că acel comportament al tău creează în partenerul tău o reacție. Și că tu ai opțiunea de a face ceva diferit. De câte ori ne-ai auzit propoziții de genul nu am noroc, nu știu de ce atrag astfel de oameni, nevoile mele nu sunt împlinite. Propoziția aceasta, de exemplu, ce le spun eu clienților mei la coaching, nu știu de ce atrag astfel de oameni. Problema nu este de ce atragi astfel de oameni. Vreți să vă spun care este problema? Da? Pentru că implică aici legea atracției. Lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi dacă vreți să vă spun o nouă perspectivă la această propoziție. Nu știu de ce atrag astfel de oameni. Lăsați-mi un comentariu, pentru că vreau cu da, dacă vrei să-ți spun, pentru că vreau să-ți aduc o nouă perspectivă. Da? Hai să vedem și ceilalți. Deci dacă vreți să vă zic, dacă nu, nu vă zic. Nu știu de ce atrag astfel de oameni. Bun. Oamenii înțeleg greșit legea atracției. Aici este vorba despre legea atracției înțeleasă greșit. Nu știu de ce atrag astfel de oameni. Problema, dragii mei, nu este de ce atragi tu astfel de oameni. Pentru că nu asta este problema efectiv, ci problema este de ce te simți tu atrasă sau atras de astfel de oameni. Oricine în lumea asta s-ar putea simți atras de tine și să vină spre tine cu propuneri, cu cereri, cu solicitări, cu un anumit comportament. Însă dacă tu nu te simți atras de tipul acela de persoană, de tipul acela de personalitate, atunci tu o să te menții la distanță și nu va apărea în realitatea ta. Apare în realitatea ta o anumită persoană pentru că în interiorul tău există acea imagine. Cu alte cuvinte, apare în realitatea ta o persoană care te trădează pentru că în interiorul tău tu nu ți ești fidelă ție. Apare în realitatea ta o persoană care te consideră neimportantă pentru că în interiorul tău există imaginea care spune eu nu sunt importantă. Cei din exterior îți spun
imaginea în față cu ceea ce este în interiorul tău. Problema nu este de ce vin ei spre tine. Pentru că vin multe persoane spre tine, dar nu intri în dinamici cu toată lumea. Pe unii nici nu-i remarci, nici nu te ating la niciun buton emoțional. Treci pe lângă. Însă, problema importantă și ce trebuie să lucrezi, ce este de analizat și de lucrat aici în psihicul tău, este de ce te simți tu atrasă de tipul acela de personalitate. Apoi, nevoile mele nu sunt împlinite. Nevoile mele, eu nu știu să-mi împlinesc nevoile, este o exprimare mult mai corectă. Pentru că noi ne poziționăm în calitate de copii mici și neputincioși, exact așa cum eram cândva, când am fost copii, atunci când ne exprimăm, nevoile mele nu sunt împlinite. Însă când erai copil, nu aveai posibilitatea de a alege. Sau nu întotdeauna ai avut posibilitatea de a alege. Te-ai născut acolo unde te-ai născut, ai crescut în mediul în care ai crescut. Nu ai avut tu posibilitatea de a alege acel mediu. Sau nu cel puțin conștient, că l-am ales noi la nivel de suflet și că ne-am ales părinții și familia în care trăim. Da, lucrul acesta este adevărat și oameni aflați în stare de transă, în hipnoză, au experimentat lucrul acesta. Și teoria spirituală, exact modelul acesta despre viață îl propune. Însă, la nivelul acesta, planul acesta lumesc, nu ai ales în calitate de copil. Dar acum, astăzi, tu nu mai ești un copil, astăzi tu ești un adult. Și vom vorbi astăzi despre partea sănătoasă și partea nesănătoasă. Însă vreau să vă prezint până atunci, până facem exercițiile pe care le-am pregătit, vreau să vă prezint câțiva dintre absolvenții noștri care și-au transformat viața personală, și-au schimbat gândirea despre trecutul propriu, care sunt mai fericiți și care și-au îmbunătățit relațiile cu persoane semnificative din viața lor. Găsiți de la ei și testimoniale pe pagina noastră, pe contul meu de YouTube, pe Nina Paraschivescu. Aurica Budu și-a găsit job după 5 minute de la apelul de coaching. Ulterior a mers la acel job aproximativ 5 luni și și-a dat demisia și a început să practice să facă coaching full-time. Astăzi are o comunitate de femei și trăiește doar din coaching în Italia împreună cu soțul și fetița lor. Chiar îmi amintesc că Aurica a făcut cu mine și școala de coaching și cursul de NLP și în momentul în care era în cursul de NLP, chiar îmi amintesc o conștientizare super importantă de când ea era copil, pe care a avut-o chiar în timpul unui astfel de exercițiu. Geta Angel, găsiți testimonialul cu ea pe canalul meu de YouTube, Nina Paraschivescu. Geta și-a transformat viața cu ajutorul cursului de coaching și cursului Devin o cea mai bună versiune a ta. Geta mi-a spus așa, datorită acestor programe, eu sunt bine eu cu mine. Am o relație mult mai bună cu fetele mele și toate relațiile în general s-au transformat în bine. Înainte nu îndrăzneam să gândesc altfel, că poate cineva acolo sus mă pedepsește. Acum mi-am schimbat gândirea. Am aplicat ce am învățat pe mine și în familia mea. Am învățat cum să nu judec, cum să schimb o convingere, cum să văd din altă perspectivă. Am descoperit ce dialog interior și convingeri negative despre mine aveam și școala m-a ajutat să le schimb. În momentul în care noi avem dialog interior negativ cu noi, vom întâlni acel dialog negativ și în exterior. Adică te vei mira că oamenii din jur nu te respectă, nu te apreciază, nu te susțin în a-ți împlini nevoile, nu vin în întâmpinarea ta. Vedeți voi, multe din convingerile noastre limitative le-am învățat, exact așa cum sunt și convingerile acestea de care vorbește Geta, cineva acolo sus mă pedepsește. Nu există cineva care să te pedepsească, Dumnezeu este cu adevărat iubire. Sunt modele despre lume care ne învață un model scindat, ca și cum cineva este bun de iubit, cineva este mai puțin de iubit. Ca și cum dacă fac ceva sunt un om mai bun, dacă fac altceva sunt un om mai rău. Acțiunile sunt așa cum sunt,
Noi, ca oameni, efectiv suntem copii lui Dumnezeu și suntem suficient de buni pentru a fi iubiți. Erica, datorită a ceea ce a învățat în școala de coaching, și-a îmbunătățit relația cu soțul și a pornit afacerea în coaching. Aveam cu soțul o situație mai delicată, abia ce-l născusem pe cel mic și viața noastră se schimbase la 180 de grade. Cei care sunteți părinți știți ce înseamnă lucrul acesta. Eram obosită, aveam timp limitat. În școală am aflat tehnici pe care chiar le-am implementat și nu-mi venea să cred ce rezultate extraordinare obțineam. Cu soțul plecam de la premisa că eu știu totul și efectiv nu-l mai lăsam să vorbească. În școala de coaching am învățat să ascult activ, iar asta mi-a îmbunătățit relația cu soțul. O să vă dau și vouă astăzi o tehnică de ascultare activă și o să puteți să o aplicați în viața voastră. Mihai Ion a scăpat de gândurile negative și acum își gestionează foarte bine emoțiile. Locuiește în Londra și nici măcar ploaia nu îi mai poate afecta starea emoțională. A devenit un angajat mai implicat, mai determinat și un om cu bună dispoziție în fiecare zi, pentru că exact așa cum spune el în testimonialul video, acum are o tehnică, o unealtă pentru orice fel de experiență, de situație prin care trece. Natalia Giambașu a devenit mamă și lucrează de acasă coaching în timp ce își crește băiețelul alături de soțul ei. Noi avem o vorbă la școala de coaching: dacă este vreo femeie care își dorește să rămână însărcinată, atunci avem rețeta de succes, pentru că după ce femeile care își doresc să rămână gravide vin în școală și lucrează cu ele, chiar dacă uneori nu lucrează pe obiectivul acesta de a rămâne însărcinată, se întâmplă ceva magic. Efectiv apar bebeluși pe bandă rulantă. Pentru că atunci când psihicul mamei se schimbă, ea se deschide, ea înlătură acele blocaje care o țineau captivă, vă amintiți cutia, da? Fisurează cutia respectivă, deschide și intră pe un alt tărâm, intră pe o altă frecvență energetică. Și pe frecvența aceea energetică există un bebeluș care se poate conecta cu ea și ea rămâne însărcinată. Pentru că sunt o parte din persoane care sunt noi aici, vreau să vă spun un pic și despre mine, da, ca să mă cunoașteți. Sunt fondatoarea școlii de coaching, Nine Ways. Am peste 17 ani de antreprenoriat, sunt coach acreditat, sunt trainer NLP, sunt expert în comunicare și în reprogramarea creierului, sunt psiholog înscris în COPSI și psihoterapeut transpersonal, formator acreditat, dar cel mai important este faptul că sunt autor la școala de coaching și autoarea unor programe de transformare personală, devin o cea mai bună versiune a ta și femeia feminină. Aici sunt câteva fotografii cu mine. Am 20 de ani de experiență profesională, 2 facultăți, 2 masterate, o formare în psihoterapie, 3 formări în NLP, formări la Tony Robbins în cadrul Robbins Research, lucrez cu ei de 6 ani de zile, 1-1 în fiecare săptămână. Sunt absolventă a Leadership Academy din cadrul Robbins Research, sunt absolventa unui program de coaching la Proctor Gallagher în Statele Unite și o mulțime de alte formări. Da, iată, le puteți vedea aici pe ecran, deci ca să știți calitatea în care eu vă vorbesc. Așa cum spuneam, am peste 17 ani de business, am început atunci când eram încă studentă, în primul an de facultate. Când am pornit, am început a face filme de prezentare pentru companii și mici clipulețe din acestea publicitare pe care să le difuzeze pe la televiziuni locale, să le folosească în prezentările lor de business. Apoi am avut activitate de agenție de publicitate, inscripționam pixuri, agende, vaze, căni, lucruri de genul acesta, calendare, flyere, lucruri de genul acesta și imediat am pornit
o firmă de organizare de evenimente pe care am avut-o 11 ani, adică am organizat târguri și expoziții pentru publicul larg, da? Saloane auto, târguri de agricultură, târguri pentru firmele din domeniul construcțiilor și o mulțime de alte domenii. Apoi, pentru o scurtă perioadă de timp, am avut, pentru aproximativ cam un an de zile, un an și ceva, am avut o agenție de turism. Am închis-o repede pentru că mi-am dat seama că nu este ceea ce îmi doresc. 9 ani am avut un site de știri locale și ceva mai puțin un post local de radio. Însă, la un moment dat, mi-am dorit să dau mai departe tot ceea ce eu am acumulat ca experiență și pentru că am trecut printr-un divorț și am învățat foarte multe lucruri din punct de vedere al dezvoltării personale și al dezvoltării psihicului și al schimbării comportamentului, mi-am dorit să dau mai departe aceste cunoștințe și atunci am început să am activitate pe cabinet propriu și să încep să susțin workshop-uri de dezvoltare personală, să am școala de coaching și să fiu în acest domeniu al dezvoltării personale ca urmare a ceea ce eu am învățat din experiențele mele proprii de viață. Misiunea mea este să inspir oamenii să trăiască viața la potențialul lor maxim, să se ajute pe ei înșiși prima dată și apoi să dea mai departe. Problema pe care o văd la mulți oameni astăzi este aceea că pun focusul pe a ajuta pe ceilalți. Și vreau să vă întreb acum așa, ți se întâmplă să îi ajuți pe ceilalți și să îți neglijezi propriile tale nevoi? Lasă-mi un răspuns în comentariu și spune-mi dacă ți se întâmplă să îi ajuți pe ceilalți și să îți neglijezi propriile tale nevoi. Spune-mi în comentarii. Sunt tare curioasă de răspunsul vostru. Da, 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 bun, da, ok, nu, bun, da, ok, mereu, bun, 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 da? Deci, dacă tu îi ajuți pe ceilalți și îți neglijezi propriile nevoi, adică nu dacă doar îi ajuți pe ceilalți, pentru că e perfect în regulă să îi ajuți pe ceilalți, da? Adică nu devii un egoist. Dar dacă ai ajuns pe ceilalți și te lași pe tine și îți neglijezi nevoile tale și se întâmplă asta frecvent sau se întâmplă pur și simplu de simți, da, ce înseamnă frecvent pentru tine, da, nu vă dau acum o statistică, atunci tu ești în sindromul salvatorului. Și primul lucru pe care l-ai de făcut este să te salvezi pe tine, adică să îndrepți energia aceea, forța aceea, să o îndrepți către tine. Să te uiți, de exemplu, la ce vrei tu să-i salvezi pe ceilalți. Vrei să-i salvezi în ce privește relația de cuplu? Vrei să-i salvezi că n-au timp să-și obțină mai mult timp, le faci diverse servicii? Vrei să-i salvezi în a se înțelege pe ei înșiși mai bine? Vrei să-i salvezi să aibă mai mulți bani? Uită-te la subiectul pe care vrei să-i salvezi, pentru că acela este subiectul de care ai nevoie să te ocupi tu în viața ta. Noi le spunem altora ce să facă, da? Și încercăm să-i ajutăm și ne ducem efectiv cu ajutita peste ei în momentul în care aceea este nevoia noastră. Dacă astăzi tu te lași pe tine deoparte, pe ultimul loc și îi pui pe ceilalți înaintea ta, și împlinești nevoile lor și neglijezi nevoile tale, este pentru că așa ai fost învățat. Fie ai văzut-o pe mama că își neglija nevoile ei și punea nevoile altora deasupra și ți-a dat un model, da? În sensul acesta, ai învățat prin mimetism, ai copiat tiparul mamei și din dragoste inconștientă față de mama tu astăzi faci exact același lucru pe care îl făcea ea, pentru că ai învățat că așa este o persoană, da? Că așa este o femeie, fie pentru că mama îți neglija propriile nevoi și ai învățat că tu nu ești importantă și că nevoile tale nu contează. Observă și gândește, du-te în spate și întreabă-te de unde ai învățat tu
aceste lucruri? De unde ai învățat situațiile astea? Da? Atitudinea aceasta de a-i salva pe ceilalți. Fie pentru că mama se lăsa pe ultimul loc și ți-a dat un model nesănătos, fie pentru că îți neglija nevoile, nu ți împlinea nevoile, da? Nevoile tale de copil, și în felul acesta tu ai învățat că tu nu ești importantă. Ce creează problemele în familie? Da? Pentru că ne dorim o familie echilibrată emoțional, pentru că simțim că nu este o familie echilibrată emoțional. Este ceva care nu este în regulă acolo în viața noastră. Ce creează problemele în familie? Primul punct este nealinierea valorilor membrilor familiei. O să vă rog din nou să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți dacă mă vedeți și dacă mă auziți ceilalți. Deci prima dată, pentru că el are niște valori, ea are alte valori și nu-și aliniază valorile. Și o să vă dau astăzi un exercițiu ca să vă aliniați valorile în familie și în cuplu. Apoi, al doilea punct, comportamentul din partea traumatizată. Noi avem în interiorul nostru o parte sănătoasă și o parte traumatizată. În momentul în care ne comportăm din acea parte traumatizată, ne stricăm relațiile și apar probleme în cuplu și în familie. 3. Lipsa unui obiectiv comun. Când tu vorbești despre obiectivele tale și el vorbește despre obiectivele lui, apar probleme în familie. La toate cursurile de dezvoltare personală, cred că, sau hai să nu zic la toate, hai să nu exagerez, da, să nu fac o generalizare, dar din ce am observat eu, cel puțin aici pe piața din România, toți autorii sau cei mai mulți dintre autori vorbesc despre obiectivele tale, să-ți îndeplinești obiectivele tale. Dar nu am întâlnit la un autor din România, în afară de mine, în care vorbesc pe subiectul acesta, de obiective comune. Să ai un obiectiv de cuplu, să ai un obiectiv de familie și apoi să existe obiectivele individuale ale celor doi parteneri, de exemplu, sau ale copiilor. Și 4, comunicarea defectuoasă. Voi vorbi despre toate în continuare. Sunt 4 verbe esențiale în relațiile noastre. A cere, a primi, a da, a refuza. Îți poți nota verbele acestea și observă care e relația ta cu fiecare dintre verbe. Îți este greu să folosești un anumit verb, să-l pui în aplicare? Dacă nu ceri, nu ai cum să primești. Celălalt efectiv nu are cum să îți ghicească gândurile. Însă a cere implică ceva foarte important. Înseamnă să îți asumi riscul de a fi refuzat. Și pentru că nu putem face asta, nu ne putem asuma riscul de a fi refuzați, de multe ori uităm să cerem, ignorăm să cerem, evităm să cerem. Ce poți să ceri? Cer să fii înțeles, cer să fii ascultat, cer să fii satisfăcut. Însă este important să ceri lucrurile pe care ți le dorești. Și nu de puține ori au venit în sesiunile cu mine mămici care veneau și spuneau așa: păi da, știi că uite, îi spun copilului meu că dacă ai vrea, că uite, că să-ți faci curat în cameră sau îi dau un ordin, știi, și funcționează lucrul acesta? Păi nu funcționează. În momentul în care au venit și au aplicat un alt tip de comunicare de genul: îți cer asta, îți cer să faci lucrul acesta, lucrurile s-au schimbat. În momentul în care au discutat, în momentul în care au pus dialogul pe masă, lucrurile s-au schimbat. Apoi, a primi. Multe femei nu știu să primească. Nu știu nici să ceară ajutorul partenerului și nu știu nici să-l primească. Dacă nu știi să primești, înseamnă că nu știi să te deschizi necunoscutului. Nu poți să accepți refuzurile, pentru că a primi implică uneori să te deschizi necunoscutului,
și să accepți refuzurile care vin spre tine, adică să le primești. Da? Spune celălalt nu și tu nu înțelegi că este nu și te tot duci și te tot duci și te tot duci. Celălalt îți arată prin gesturi foarte clare care sunt intențiile lui și tu nu poți să primești acel refuz, care poate nu este spus în cuvinte, dar este spus în fapte, este spus în comportamente. De multe ori femeile, în mod greșit, se uită la cuvintele sau iau în calcul cuvintele bărbatului și nu iau în calcul faptele lui. Cu adevărat despre noi vorbesc faptele, nu cuvintele. Apoi, al treilea verb, foarte necesar în relațiile noastre, este a da. Ce înseamnă a da? A da implică să oferi fără așteptări ulterioare. Înseamnă să te pui la dispoziția celuilalt în acea acțiune. Dacă dai și te aștepți la altceva în schimb, inconștient, chiar dacă nu spui lucrul acela, dar te aștepți celălalt să facă ceva în schimb, atunci acela este un troc tranzacțional. Este o tranzacție relațională, nu este a da, nu este un act de dăruire, de generozitate. Și gândește-te de câte ori, de exemplu, n-ai știut să ceri sau nu ai cerut. De ce? De teama de a fi refuzat. N-ai știut să primești. Tu ai văzut ce se întâmplă, dar nu ai primit. Refuzul, necunoscutul, situația așa cum era ea ca atare. De câte ori ai oferit, dar în spate te-ai așteptat să primești ceva. Și de fapt acela nu a fost un a da, ci a fost doar un troc tranzacțional. Și al patrulea verb esențial în relațiile noastre este a refuza. Adică a spune nu, a fi capabil să spui cuvântul nu. Însă asta implică să te afirmi, să te poziționezi diferit. Și dacă în interiorul tău există imaginea, eu sunt mic și neputincios, eu nu pot, eu sunt slab, eu sunt insuficient de bun, atunci nu te vei putea afirma, nu te vei putea poziționa diferit. Personalitatea noastră apare prin dezidentificare cu mama. Noi suntem efectiv una și aceeași persoană cu mama. Atunci când suntem în uter, burtică la mama, noi suntem una și aceeași persoană cu mama. Iar legătura cu mama este cea mai puternică legătură care există în lume. Până la 2 ani, copilul nici măcar nu este dezidentificat de mamă. Pe mama o percepe ca fiind el însuși. Personalitatea noastră apare prin dezidentificare, prin refuzuri, prin nu-uri. De aceea copilul începe să-i spună mamei nu la un moment dat. În jurul vârstei de 2 ani, 3 ani, începe să spună nu. Nu vreau asta, nu-mi doresc asta, nu, tu ești așa, eu sunt invers. Da? Apare dezvoltarea eu-ului. Dacă mama nu ne-a lăsat să spunem nu, dacă mama nu ne-a susținut în procesul acesta de dezidentificare și de construire a unui eu puternic, atunci noi nu o să ne putem poziționa diferit. Și cum se poate mama să nu ne lase? Păi se poate să te pedepsească pentru că i-ai spus nu. Se poate să te pedepsească pentru că te-ai poziționat diferit față de ea, pentru că ai o altă opinie. Se poate să te premieze doar atunci când ești docil. Observ asta în special la bărbați, da? Adică la băieței de cândva. Dacă mama te premiază și îți premiază doar comportamentul docil, atunci ea practic te antrenează în felul acesta, nu-ți permite să te dezidentifici de ea și te vei trezi că ajungi și ești mare, adult în toată firea și trăiești după modelul mamei. Și practic tu nu te identifici cu tatăl tău, ci te identifici tot cu mama. Pentru că mama nu ți-a permis refuzurile, da? Te-a pedepsit în momentul în care ai refuzat-o, în momentul în care te-ai afirmat. Și aș vrea să facem un scurt exercițiu de life coaching, să te gândești la rolurile pe care le ai în viață și notează-ți aceste roluri
poate fi un rol profesional sau mai multe roluri profesionale. Și rolurile din familia ta. Ești mamă, ești soție, ești tată, ești soț, ești fiu, fiică, ești coach, ești inginer, medic, avocat. Care este meseria pe care tu ai? Ești membru în Consiliul X, da? Ești antreprenor, ești freelancer, ești vecin, ești cetățean, da? Ești locuitor al orașului în care tu stai, ești om, da? Notează câteva din rolurile acestea pe care le ai. Educator, bun. Și gândește-te acum la un rol semnificativ din viața ta în familie, da? Pentru că suntem la un webinar de familie, gândește-te la un rol de familie, de exemplu, soț sau soție, poate fi. Da? Sau iubit, iubită, dacă nu ești căsătorit sau nu ai un partener de lungă durată. Din rolul acesta de soț sau de soție, ce ceri din acest rol? Sau mamă, da? Exact. Sau mamă. Ce ceri din acest rol? Pune lucrurile pe care tu le ceri de la ceilalți, ca să aduci claritate în viața ta. Da? Ce ceri? Cer copilului să-și facă curat. Ceri respect din partea soțului. Ceri să vă gestionați banii în comun. Ceri să gestionezi tu banii. Ceri să te ajute în treburile gospodărești. Ceri să mergeți o dată pe lună la o cină în oraș. Ceri să faceți dragoste o dată la X timp. Da? Ce ceri? Pune toate lucrurile pe care le ceri de la celălalt. Și acum o să te rog să te gândești cum ceri aceste lucruri. Cum le-ai cerut? Le-ai cerut conștient, la vedere, sau te-ai așteptat celălalt să le ghicească și să le facă? Ai spus vreodată propoziția, îți cer X lucru? Sau pur și simplu te-ai gândit că așa este firesc, da? Și te-ai aștepta cealaltă persoană să-ți ghicească gândurile. Ceri la supărare, nervos, nervoasă, bătând în picioruș ca un copil nemulțumit? Sau ceri dintr-o stare pozitivă, constructivă, calmă? Ceri folosind reproșuri? Sau ceri într-un mod clar și ferm, de tipul, este important pentru mine să, adică folosești frazarea asta, este important pentru mine să. Mai mult am așteptat decât am știut să cer. Exact, da? Deci când avem probleme în relații, cam așa se întâmplă. Ne este teamă să ne recunoaștem propriile dorințe. Ne este teamă să exprimăm adevărul nostru interior. Da? Și o să vă rog să notați aici, în cadranele acestea, ceea ce se întâmplă în mod curent în viața voastră, nu ceea ce încercați să faceți, da? Ci efectiv ce ți iese, vei nota, nu ceea ce încerci să faci. Bun, apoi ce primești din acest rol? Ce primești din acest rol? Și scrie-mi ce primești, scrie în chat ca să-mi dau seama cam pe unde sunteți. Ce primești din acest rol? Sunt oameni care vin și spun așa, păi nu primesc nimic. Da? Nu primesc nimic. Și într-o relație,
Da? Sunt mamă și tată, cer să fiu auzită, de multe ori mi-e teamă. Mm-hmm. Bun. Ok? Deci în momentul în care ești și mamă și tată, trebuie să înveți să jonglezi cu cele două tipuri de energie. Adică să jonglezi între fermitate și blândețe. Să jonglezi între reguli și dezmierdări, de exemplu. Da? Să poți să oscilezi între cele două energii. Uneori opusul, mai nimic, nimic, mereu vinovată, se supără, uneori un zid. Mhm. Ce primești? Bun. Ok. Bun. Dragii mei, vă spun așa. Imaginați-vă relația ca fiind o eșarfă. Da? Imaginează-ți aici o eșarfă în fața ta. Celălalt gestionează doar jumătate de relație, doar capătul lui de relație. Ceea ce tu primești este la capătul tău de relație. Pentru că el poate să-ți dea reproșuri, dar dacă tu nu le primești, nu le vei primi. Pentru că tu ai și ultimul verb, cel de a refuza. Ai capacitatea de a refuza. Eu nu primesc aceste reproșuri. Eu nu primesc sentimentul de vinovăție. Nimeni nu te poate face să te simți vinovată. Nimeni nu te poate face să te cerți dacă tu nu îți dorești să te cerți. Sau dacă tu nu te simți vinovată. Deci relația este formată este ca o eșarfă, în care fiecare dintre parteneri gestionează jumătate din eșarfă. Partenerul tău sau partenera ta, da, gestionează capătul lui sau capătul ei de relație. Și îți oferă ceea ce îți oferă. Da? Ca să știm ceea ce oferă, trebuie să-l întrebăm pe el sau să o întrebăm pe ea. Însă la capătul tău, ce primești este ceea ce depinde de tine, pentru că tu nu trebuie să primești tot. Da? Lucrurile acestea nu le primesc și ți le dau înapoi și le poți da înapoi partenerului sub o formă simbolică. De exemplu, partenerul îți spune niște cuvinte urâte. Ce poți să faci ca exercițiu de life coaching? Să scrii cuvintele acelea urâte pe o hârtie și să îi înmânezi hârtia, să-i dai hârtia. Nu îi înmânezi, ci o dai. Eu lași undeva unde știi că sunt obiectele lui, eu pui în geantă, în servietă, în birou, da? Îi dai acea hârtie și scrii pe acea hârtie, cuvintele acestea nu îmi aparțin, eu nu mă recunosc în ele. Și într-un mod simbolic, tu i-ai dat înapoi ceea ce el ți-a dat. Da? Adică nu primești acele cuvinte. Exact asta scrii pe hârtia respectivă. Nu primesc lucrul acesta, eu nu mă recunosc în aceste cuvinte, îți aparțin și ți le înapoiez. Iată cât de valoros este acest exercițiu. Da? Adică, într-un mod simbolic, tu poți să oferi orice înapoi. Printr-un desen, da? Printr-un obiect, printr-o hârtie pe care ai pus cuvintele respective, da? Fără comentarii, fără discuții, fără reproșuri, fără pur și simplu cu ghilimele, doar cuvintele respective. Eu nu mă recunosc în aceste cuvinte, ție îți aparțin, ți le ofer înapoi, ți le înapoiez. Și nu ai primit acele cuvinte. Apoi, ce dai din acest rol? Da? Ce dai din acest rol? Și aici o să te rog, după ce scrii ce dai, să te gândești dacă dai lucrurile pe care le dai cu adevărat necondiționat sau dacă le dai așteptându-te cumva mai mult sau mai puțin să primești altceva în schimb. Pentru că atunci nu este a da, atunci este o tranzacție relațională. Nu spun că este greșit să faci o tranzacție relațională, dar să nu crezi că este despre a da. Adică să fii conștientă, măi, eu ofer lucrul acesta și îți cer în schimb lucrul acesta. Adică este ca un troc, este ca o înțelegere. Eu fac pentru tine
lucrul ăsta, tu faci pentru mine lucrul ăsta la alt. Apoi o să te rog să scrii ce refuzi din acest rol. Ce refuzi și cum refuzi. Pentru că, vedeți, exact, aștept măcar recunoștință. Aveți? Deci aștepți ceva. În momentul în care dai, dai pur și simplu. Gândește-te că vine cineva la tine pe stradă și dai ceva. I-ai dat o cafea acelei persoane sau i-ai dat un leu. Te mai aștepți la ceva în schimb? Nu te mai aștepți la absolut nimic. Ăla este cu adevărat un gest de a da pur 100%. Nu spun că trebuie să faci lucruri. Când te aștepți la reciprocitate, nu înseamnă a da. Da? Nu înseamnă a da. Este o tranzacție. Și ceea ce poți să faci este să fii onestă cu tine și să spui: uite, eu fac lucrul acesta pentru tine pentru că eu îmi doresc, de fapt, să primesc lucrul acesta. Când dai cu scopul de a primi, este pentru că, de fapt, tu nu știi să ceri. Da? Dacă te aștepți la reciprocitate, tu dai acel lucru, faci acel gest de tipul: eu vin și te îmbrățișez pe tine pentru că îmi doresc eu o îmbrățișare. Sau eu îți pregătesc ție pachetul pentru că mi-aș dori, de fapt, să-mi pregătești tu mie pachetul. Este pentru că nu ești prietenă cu verbul a cere. Nu știi să ceri. Da? Cer, dar aștept apreciere. Bun. Da? Dar, dau, dar aștept apreciere, cred că ai vrut să spui. Dau necondiționat iubire în familie. Bun. Reciprocitate în comunicare. Exact, trebuie să cer lucrul acesta, trebuie să cer comunicarea. Și apoi a refuza. Observați cât de prieteni sunteți cu a refuza. Poți cu adevărat să refuzi lucrurile care nu îți sunt utile, care nu îți sunt folositoare, știi să refuzi? În momentul în care accepți ceva, se creează ca un sentiment de reciprocitate. Ați văzut când cineva îți dă un SMS de sărbători, te simți și tu obligat să-i dai înapoi SMS-ul de sărbători. Da? Cât de prieten sau cât de prietenă ești cu a refuza, cu a spune nu, de exemplu, cu a te poziționa diferit, cu a spune, știi, eu am o părere diferită. Refuz să accept lucrul acesta, refuz să primesc lucrul acesta. Da? Adică, vedeți voi, partenerul aduce niște lucruri, sau copilul, sau oricine, aduce niște lucruri în relație. Câteva lucruri toxice, care ție nu-ți plac. Știi să refuzi ceea ce nu-ți place? Adică primesc ceea ce este bun și refuz ceea ce nu-mi este folositor, ceea ce nu este bun pentru mine. Dar asta depinde doar de tine, pentru că doar tu gestionezi capătul tău de relație, nu cealaltă persoană, nu partenerul, nu copilul, nu celălalt. Da? Deci te împrietenești cu cuvântul nu și cu efectiv a refuza și a spune: nu-mi doresc lucrul acesta, nu fac lucrul acesta. Oamenii nefericiți se concentrează pe probleme și exclusiv pe scop. De tipul: vreau să am o familie echilibrată emoțional, vreau să am o familie echilibrată emoțional, vreau să am o familie fericită, o familie fericită, o familie fericită. Și cu cât mai mult se gândesc la lucrul acesta, îl transformă într-o obsesie și se îndepărtează de el, de fapt. Nu-l manifestă în exterior. Și focusul lor este doar pe probleme. Ce nu face partenerul, la ce nu este bun, la ce nu se pricepe, iarba vecinului este întotdeauna mai verde, vecina este mai frumoasă, vecinul este mai muncitor, câștigă mai bine. Oamenii împliniți au focus pe progres și pe proces. Ca să faci o schimbare semnificativă în viața ta, începe tu cu tine și apoi tu în relație cu cei din jur să te focusezi pe progres. Adică nu pe, ok, mi-am îndeplinit obiectivul, ci pe progres. Măi, suntem mai bine decât ieri? Da, ok, atunci înseamnă că suntem good, e totul bun. Suntem mai bine decât luna trecută? Suntem mai bine decât săptămâna trecută sau decât anul trecut? Da. Ok? Atunci înseamnă wow, super tare. Poți construi doar pe succes. Și focusează-te pe proces, adică pe activitățile pe care le aveți de făcut împreună ca familie, nu pe vreau o familie fericită și atât,
ci pe activitățile de zi cu zi, pe alea, pe procesul acela, adică să-ți facă plăcere să interacționezi, să-ți facă plăcere să folosești verbele acestea, să cer, să primesc, să dau, să refuz, să-ți facă plăcere să comunici în felul acesta și să aplici exercițiile acestea, să-ți facă plăcere să folosești raportul pe care îl înveți în școala de coaching, să-ți facă plăcere să folosești ascultarea activă pe care iarăși o înveți în școala de coaching, să-ți facă plăcere să înveți non-judecata pe care iarăși o înveți în școala de coaching. Adică să muți focusul de la eu nu am o familie fericită sau echilibrată pe măi, îmi face plăcere să folosesc uneltele acestea zi de zi. Bun, am vorbit despre ce înseamnă echilibru emoțional pentru tine, ce înseamnă o familie echilibrată pentru tine, despre faptul că există întotdeauna doi poli, atât pozitiv cât și negativ în orice experiență, orice lucru rău, oricât de rău ar fi, are și o experiență pozitivă în el. Orice lucru rău. Am lucrat cu un bărbat în anul acesta, care îmi povestea așa, a fost într-o relație de cuplu care s-a încheiat pentru că partenera l-a înșelat. Și l-am întrebat așa, ce este extraordinar în această experiență? Și prima dată mi-a spus, nimic nu este extraordinar, pentru că eu încă o iubesc și sufăr. Zic, și cu toate astea, întrebări de coaching, și cu toate astea, dacă ar fi să vezi ceva extraordinar, dacă ar fi să vezi un lucru bun, un lucru wow, care s-a întâmplat în viața ta, tocmai datorită acestei experiențe, tocmai datorită faptului că ea te-a înșelat, care este acel lucru wow care s-a întâmplat? Și a început să-mi spună și mi-a zis, păi, uite, am început să merg la sală și fac fitness. Am început să fiu mult mai concentrat pe afacerea mea, pentru că nu eram. Am început să fiu mult mai determinat, mult mai hotărât, mult mai perseverent cu obiectivele mele. Am început să investesc, am început să mă ocup de mine. Am început să mă cunosc pe mine mai bine. Eu sunt o cu totul altă persoană acum. Practic, nu mai sunt cel care eram atunci când eram în relația cu ea. Zic, wow! Iată câte transformări au venit tocmai ca urmare a acelei experiențe negative, percepută inițial ca fiind negativă. Noi ajungem la dezechilibru emoțional în momentul în care ne așteptăm ca cineva din viața noastră să ne facă fericiți. Când preluăm controlul asupra stărilor noastre emoționale și nu mai dăm vina pe partener, pe familie sau pe copilărie, atunci apare puterea interioară. Atunci o descoperi. Și îți dai seama că acolo jos unde ești, doar tu te poți ridica, nimeni altcineva. Și când tu ești în echilibru, totul în jurul tău va fi în echilibru. Cum îți aliniezi valorile tale cu ale partenerului? Spuneam că unele dintre problemele care apar în familii este neconcordanța aceasta între valori. Și pentru a-ți descoperi valorile, trebuie să te uiți la cum îți petrești timpul, pe ce îți cheltui banii și ce te înconjoară în spațiul fizic. De exemplu, la mine în casă vei vedea aparatură, da? Cameră web, cameră foto, lumină, microfon. Iată, este o valoare importantă business-ul. Este o valoare importantă. Da? Observă ce ai tu în preajma ta, în spațiul tău fizic. Pe ce îți pui timpul? Pe ce îți cheltui banii? În momentul în care am văzut câți bani investeam eu în educația mea, la un moment dat am calculat și suma investită în toți anii aceștia depășea 100.000 de euro. Și am spus, wow, este clar că una din valorile mele principale sau importante este educația. Este dezvoltarea mea personală, dezvoltarea mea profesională, creșterea, da? Să cresc, să mă dezvolt. Și curs după curs, formare după formare, da? Aveam la un moment dat 2 săptămâni de formări în continuu, pur și simplu. Deci scrie 3 valori principale ale tale. Da? Care sunt valorile tale? Dar uită-te la
timp, pe, la ce îți pui timpul, pe ce îți pui banii și ce te înconjoară în spațiul fizic, pentru a vedea. Copiii sunt o valoare importantă, relația de cuplu este o valoare importantă, curățenia este o valoare importantă. Afacerea, jobul, creșterea, care sunt valorile tale? Apoi, valorile lui. Uită-te la soțul tău sau la soția ta, dacă ești bărbat. Cum își petrece timpul? Pe ce își cheltuie banii? Și de ce anume se înconjoară în spațiul fizic? Valorile noastre, să știți, că se schimbă de-a lungul vieții. Momentele semnificative din viață ne schimbă valorile. De exemplu, faptul că te-ai căsătorit, se poate să-ți schimbe valorile. Faptul că ai avut un accident de mașină, se poate să-ți schimbe valorile. Faptul că aveți un copil, se poate să vă schimbe valorile. Faptul că unul din parteneri și-a pierdut un loc de muncă, se poate să vă schimbe valorile. Faptul că ați câștigat o mulțime de bani și că v-a mers foarte bine în ultimul an, se poate să vă schimbe valorile. Da? Evenimentele semnificative, fie pozitive, fie negative, ne pot schimba valorile. Nu obligatoriu, dar cam așa se întâmplă în cele mai multe cazuri. Deci dezvoltarea personală, educația, sănătatea, dezvoltarea personală, bun. Și celelalte, da, adică nu doar dezvoltarea personală, mai găsește încă două, încă una, două, ca să ai măcar trei. Și apoi uită-te la valorile lui. Care sunt valorile lui sau ale ei, adică ale partenerului tău. Și apoi, cum comunici când vrei să obții împlinirea valorilor tale? Mergem mai departe. Deci avem, numai puțin, aici, alinierea valorilor. Deci cum comunici cu partenerul sau cu partenera astfel încât să vorbești pe limba lui și să poți să obții ceea ce tu îți dorești. Da? Deci avem așa, te invit să faci următorul exercițiu și privind la timp, bani și spațiu fizic, să scrii valorile tale principale, eu am notat aici până la 5 valori, și la partener să scrii și la el valorile lui, tot așa până la 5. Sau poți măcar 3, măcar 3 valori. Dacă nu ai 3 valori, măcar o valoare, da? Măcar prima valoare, da? Familia, dezvoltare spirituală, da? Dezvoltare personală. Mai scrieți în chat și ceilalți ca să pot să știu cam pe unde vă situați. Da? Scrieți eu și pui valorile tale, după care scrii el sau ea sau partener și scrii valorile lui în același mesaj ca să pot să vă ofer insight-uri. Eu și scrii două valori ale tale, apoi scrii partener sau parteneră și scrii două valori ale lui sau ale ei ca să pot să vă ofer insight-uri. Bun. Eu, copii, casă, soțul meu spune că are o viață și el o trăiește pentru sănătate. Mm-hmm. Bun. Deci tu ai valoarea principală copii, soțul valoarea principală sănătate. Da? Însă nu te uita la ce spune soțul tău, uită-te la ce face el. Dacă își dă banii pe sănătate, dacă își dă timpul pe sănătate, dacă se înconjoară de lucruri care au legătură cu sănătatea, da? Tot felul de, nu știu, alimente sănătoase, produse de tot felul, să zicem, ustensile care să-i te ducă gândul la sănătate, suplimente despre sănătate, da? Aparate, tot felul de genul acesta, dacă se înconjoară cu lucrurile astea. Eu, dezvoltare personală, sinceritate, empatie și el, bani, confort, jocuri. Eu, afacerea, dezvoltare personală, casă. El, relație, relaxare, muzică. Bun. Deci voi sunteți în
exact în poli opuși, da? Tu ești pe afaceri, dezvoltare personală. Casele este pe relație, relaxare, muzică. Bun. Eu copil, casă, relație. El copil, serviciu, distracție. Mm-hmm. Bun. Cum îți aliniezi valorile cu valorile partenerului tău? În primul rând, trebuie să îți adresezi întrebarea. Vedeți, aici este o mulțime de săgeți și vă explic imediat ce se întâmplă și cum să faceți exercițiu complet voi acasă. Vei lua valoarea ta numărul 1. Nu, vei lua valoarea lui numărul 1 și vei scrie răspunsul la cum îți împlinește fiecare din valorile tale. Adică, valoarea lui numărul 1, relație. Cum te sprijină pe tine să-ți împlinești valoarea ta numărul 1, afacere? Apoi, valoarea lui numărul 1, relație. Cum te sprijină pe tine să-ți împlinești valoarea ta numărul 2, dezvoltare personală? Apoi, valoarea lui numărul 1, relație. Cum te sprijină pe tine să-ți împlinești valoarea ta numărul 3, casă? Și tot așa până la 5 sau câte valori descoperi tu. Ideal ar fi să faceți exercițiul pe 5 valori. Da? Deci, cum anume? Pentru că noi avem conflicte când îl acuzăm pe celălalt că el trăiește în valorile lui. Și am vrea ca el să trăiască în valorile noastre. Însă, când observi cum partenerul tău sau partenera ta te sprijină în a-ți, când tocmai valorile partenerului te ajută să-ți împlinești valorile tale, atunci vei simți recunoștință, nu vei mai simți frustrare și nemulțumire. Valoarea numărul 1, relație a partenerului, se poate să te sprijine pe tine în a fi mai liniștită, că ai o relație care este ok, care este fericită, care este împlinită și să poți să ai liniștea necesară și timpul necesar ca tu să te ocupi de afacere, care este valoarea ta numărul 1. Faptul că el are ca valoare numărul 1 relație te ajută pe tine să te dezvolți personal, pentru că atunci când iei din banii familiei să-ți plătești un curs, de exemplu, pentru că el are valoarea numărul 1 relație, te susține și vine și îți spune, da, bineînțeles, dacă îți dorești, normal că faci lucrul acesta. Da? Te pune relația mai înainte de alte preferințe, poate. Și la fel faci și cu valoarea numărul 2. Da? Valoarea lui numărul 2, cum te ajută pe tine să-ți împlinești toate valorile și le iei pe rând pe fiecare. Apoi valoarea lui numărul 3, cum te ajută pe tine să-ți împlinești toate valorile. Și faci exercițiul acesta în ambele sensuri. Adică, de exemplu, inclusiv faptul, bun, valoarea ta familie, da? Valoarea ta familie, cum îl ajută pe el să își împlinească valoarea lui familie? Cum îl ajută pe el să își împlinească valoarea performanță? Valoarea ta familie, cum îl ajută pe el să-și împlinească valoarea lui numărul 3, exigență. Și dai răspunsul la aceste întrebări, da? Faci un exercițiu, este un exercițiu elaborat pe care îl faci mai în detaliu în jurnal. Bun. Iată. Și faci lucrul acesta pentru fiecare din valori. Ai terminat cu valoarea 1, ajungi la valoarea numărul 2, casă, să spunem. Valoarea ta numărul 2 este casă, ești femeie, este valoarea numărul 2 casă, cum e cazul Cristinei, care ne-a comentat în chat. Și vei răspunde la întrebarea, cum anume valoarea mea casă îl ajută pe soțul meu să-și împlinească valoarea lui numărul 1 copil. Cum anume valoarea mea casă îl ajută pe soțul meu să-și împlinească valoarea lui numărul 2, serviciu? Cum anume valoarea mea numărul 2 casă îl ajută pe soțul meu să-și împlinească valoarea lui numărul 3,
distracție. Și vei da răspunsul în scris la toate acestea. Pentru că în momentul în care tu vii și spui, eu am valoarea numărul 1 dezvoltare personală, dar tu de ce nu citești? Tu de ce nu participi la cursuri? Tu de ce nu vrei să te dezvolți? Tu de ce rămâi așa cum ești? Și te uiți la el și vezi că el are valoarea numărul 1 bani. Și îți vei da seama că voi sunteți într-un sistem. Faptul că tu te dezvolți îl sprijină pe el să-și trăiască valoarea bani. Și tu, intrând în detalii și știind acolo ce se întâmplă în viața voastră, poți să spui exact cum anume se întâmplă lucrul acesta. Cum anume faptul că el are valoarea numărul 1 bani te ajută pe tine să îți împlinești valoarea numărul 1 a ta, dezvoltare personală. Îți plătește anumite cărți, îți plătește anumite cursuri, îți permite, prin faptul că el are valoarea numărul 1 bani, îți permite ție acest lucru să ai un job mai lejer, care să te, să-ți creeze spațiu, timpul necesar, astfel încât să te dezvolți personal, să citești, să participi la programe, iată să participi la webinarii. Cum anume valoarea lui bani te ajută pe tine să-ți împlinești valoarea ta, numărul 2, sinceritate, și valoarea numărul 3, empatie. Cum anume se întâmplă lucrul acesta? Da? Deci veți da răspunsuri la fiecare din aceste întrebări, pentru că doar așa poți ajunge la armonie. Și pentru a obține sprijinul partenerului, ceea ce este nevoie, numai puțin, pentru a obține sprijinul partenerului, tu trebuie să-i vorbești în valorile lui. Cu alte cuvinte, îi vei spune: dragul meu, uite, eu particip la cursul acesta de dezvoltare personală, dacă iau ultimul exemplu, faptul că eu particip la acest curs de dezvoltare personală mă face să fiu o soție mai bună, mă face să fiu mai calmă, mai liniștită, să te las liniștit și liber ca tu să poți să câștigi și mai mulți bani. Adică nu-i vei cere partenerului sau partenerei tale să trăiască în valorile tale și să vrea lucrurile acelea pe care tu îi le ceri pentru că i-ar împlini valorile tale, pentru că el nu are valorile tale. Tu trebuie să-i spui lucrul pe care îl ceri: vacanță, curs de dezvoltare personală, timp, afecțiune, cină în oraș, orice îi ceri tu partenerului sau partenerei tale, în momentul în care îi ceri, trebuie să ceri de așa manieră în care să-i arăți cum anume faptul că el zice da cererii tale îl va ajuta pe el să-și împlinească valoarea lui numărul 1 sau și următoarele valori. Pentru că altfel, dacă te aștepți ca să primești doar pentru că vrei tu să primești, s-ar putea să nu primești. Da? S-ar putea să nu se întâmplă lucrul acesta. Și unde nu știi ce să răspunzi, te gândești și știi sau lucrezi cu un coach ca să te ajute să descoperi întrebările, să descoperi răspunsurile acestea. Da? Adică este un exercițiu de introspecție, nu este un răspuns care îți vine așa, instant, ca și cum te întreb ce este acesta, un pahar cu apă. Instant ți-a venit răspunsul. Da? Trebuie să ai un pic de introspecție, să lași un pic lucrurile să se așeze și să-ți pui gândurile în funcțiune. Poți lucra cu cineva care să te ghideze. Un coach poate să facă lucrul acesta, să te sprijine în acest proces. Bun. De ce mai apar probleme în relațiile noastre? Pentru că ne comportăm din partea traumatizată și nu din partea sănătoasă. În interiorul nostru există copilul interior. Ce fac cei mai mulți oameni este că ei lasă copilul interior să preia controlul asupra vieții și relațiilor lor. Copilul interior este al tău ca să-l iubești și ca să faci ceea ce eu numesc un proces de reparenting. Și chiar le-am dat cursanților în școala de coaching săptămâna aceasta un exercițiu super fain și super util de reparenting, care să ajute la vindecarea copilului interior. Noi ne comportăm
din partea când facem urât, da? Când ne certăm, când avem conflicte, când avem manifestările acelea care nu ne plac nici nouă și nu plac nici celorlalți, atunci acționăm, ne comportăm din partea traumatizată, din partea nesănătoasă. Și ce avem nevoie este să lucrăm cu această parte, să o vindecăm, să o iubim, să o înțelegem, să-i oferim ceea ce are nevoie să primească și să pășim cât mai mult în partea noastră sănătoasă, adică în partea noastră de adult. În momentul în care tu te poziționezi în adult, vei avea conștientizare și responsabilizare și vei începe să folosești propoziții de genul: pentru mine este important să, pentru mine este valoros să, și vei exprima adevărul tău interior, adică te împrietenești cu cele patru verbe de care vorbeam mai devreme. Dar asta poți să faci doar dacă te crești pe tine din punct de vedere emoțional. Nu te gândi că dacă ai 30, 40, 50 de ani, vârsta ta emoțională este tot aceeași. În momentul în care avem probleme în relațiile noastre, noi ne comportăm ca un copil de 2, 3, 5 ani, 1 an, 6 ani, pe aici, de doar câțiva ani. Aia este partea traumatizată din noi și este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să iubim acea parte, să o vindecăm și să avem grijă de ea, să o creștem, să mai creștem puțin, dar să creștem partea aia, pentru că ea s-a format ca urmare a unei experiențe traumatizante. Iar trauma nu înseamnă neapărat că te-a bătut cineva, te-a înjurat, te-a abandonat, te-a trădat, te-a furat, te-a violat sau ceva de genul acesta. Ci trauma este experiența noastră subiectivă la evenimentul care s-a întâmplat în exterior. Cu alte cuvinte, se poate să nu se fi întâmplat nimic grav, ci nici să nu-și amintească pur și simplu. Să fie o privire a mamei când ai greșit o poezie la grădiniță, de exemplu. Și pentru tine să fi apărut sentimentul de eu nu sunt suficient de bun. Apoi, un alt exercițiu de life coaching pe care vă recomand să-l faceți, tot pentru o familie echilibrată, este așa. Cum spuneam la începutul webinarului, mulți oameni și mulți autori vorbesc despre obiectivele tale, setează-ți obiectivele tale, dar nimeni nu vorbește de obiective de cuplu. Tu, dacă ești parte dintr-un cuplu, deja nu mai vorbești despre obiectivele tale, ci vorbești despre obiectivele voastre. Obiectivul vostru de cuplu, obiectivul vostru de familie. Stabilește un obiectiv principal împreună cu partenerul tău, care să fie obiectivul vostru de cuplu. Măi, noi vrem să ajungem la, poate fi inclusiv ceva în business, să ajungem la cifra aceasta de afaceri, să avem acest impact în lume împreună. Noi, ca familie, vrem să avem acest impact în lume, dacă aveți afacere de familie. Sau, noi ne dorim să cumpărăm, uite, două case, să zicem, un apartament sau două case. Noi ne dorim să ne trimitem copilul la Cambridge, de exemplu. Care este obiectivul vostru de cuplu? Stabilește acel obiectiv, un exercițiu super fain de făcut cu partenerul într-o zi frumoasă, de duminică, da? La un brunch, stați împreună, cu o foaie, cu un pix, discuți cu el și tu notezi. Mai care este obiectivul nostru comun? Hai să ne stabilim un obiectiv pentru următorul an sau pentru următorii 5 ani. Și după ce ți-ai scris, împarți coala în 3, pe coloana din mijloc scrii obiectivele de cuplu sau obiectivul și obiectivul principal îl încercuiești. După care, în stânga vei scrie obiectivele tale și în dreapta vei scrie obiectivele lui. Și la obiectivele tale te vei întreba așa: cine trebuie eu să devin ca să pot să îndeplinesc obiectivul acesta de cuplu? Cealaltă întrebare: care ar trebui să fie obiectivele mele ca eu să pot să îndeplinesc acest obiectiv de cuplu, ca eu să contribui la îndeplinirea acestui obiectiv de cuplu? Pentru că, de exemplu, vă propuneți să, inclusiv să zicem, uite, vă propuneți să cumpărați o casă împreună. E un obiectiv de cuplu. Care ar trebui să fie obiectivele tale ca tu să contribui la obiectivul de cuplu? Și care ar trebui să fie obiectivele lui ca el să contribuie la obiectivele de cuplu? Și atunci, tu o să stai așa și o să te gândești, o să zici, păi ca noi să ne cumpărăm casa asta, trebuie să-l las pe el să muncească. Ca atare, obiectivul meu poate fi să îmi fac o prietenă,
sau să-mi găsesc o activitate, de exemplu, care să mă împlinească și să nu mai mă duc în conflicte și în cearte și în tot felul de povești cu partenerul, da? Adică să fiu needy către el, ci să-l las liniștit să poată să se focuseze, pentru că poate el este cel care câștigă mai mult, presupun. Sau, vei spune așa, ca noi să ne cumpărăm casa asta, eu, obiectivul meu, trebuie să fie să-mi cresc veniturile cu 50%. Și ca eu să-mi cresc veniturile cu 50%, atunci obiectivul meu trebuie să fie să fac sport ca să am energie să pot să generez acele venituri cu 50% în plus ca să contribui la obiectivul nostru de cuplu. Și iată cum legi sportul de obiectivul vostru de cuplu. Și tu nu mai faci sport pentru că nu-ți place cum arăți sau pentru că vrei tu să dai jos 3 kg, ci faci sport pentru că muncești la obiectivul vostru comun de cuplu. Asta este magic ce se întâmplă în familii și în relații de cuplu în momentul în care partenerii își dau mâna și formează o echipă și muncesc în comun pentru ceea ce și-au propus să realizeze. Și la fel și el. Care trebuie să fie obiectivele lui ca să poată să contribuie la acel obiectiv de cuplu? De exemplu, obiectivul nostru comun, să impactăm o anumită comunitate, să avem o casă, să ne trimitem copilul la Cambridge. Obiectivul meu este care? Să-mi gestionez emoțiile. Pentru că îmi dau seama că creez probleme în familie pe negestionarea emoțiilor. Deci cam așa gândim în coaching și ăsta este, iată, un exercițiu de life coaching. Bun. Și acum v-am promis că vă prezint și școala de coaching. Iată că timpul a trecut foarte repede. O să pot să iau și întrebări în legătură cu școala de coaching. Și de ce școala de coaching? Pentru că școală pentru mine nu înseamnă doar 4 pereți. Școală nu înseamnă să memorezi, ci școală înseamnă să te educi cu adevărat. Și te educi în momentul în care faci o schimbare de gândire. Iar schimbarea de gândire o poți face doar în momentul în care ai venit cu insight-uri noi și ai schimbat mediul, ai provocat gândirea, ți-ai adresat niște întrebări diferite ca mintea ta să poată genera niște afirmații, niște răspunsuri diferite. Altfel, nu faci altceva decât să memorezi, să-ți exersezi memoria exact cum ai făcut în școala clasică, lucru care nu știu cât ți-a folosit până acum. Metoda după care eu lucrez cu cursanții la școala de coaching implică 7 etape și se referă la pregătirea teoretică pe de-o parte. Sunt materiale înregistrate la noi pe platforma de curs pe care le poți urmări la orice oră din zi și din noapte în ritmul tău. În timpul școlii îți construiești experiența în coaching, ai acces la 60 de colegi alături de care experimentezi, faci coaching, faci sesiuni de coaching, faci echipe cu ei. Îți alegi o nișă pe care tu să începi să lucrezi, da? Îți alegi o nișă, coaching spiritual, de relații de cuplu, coaching cu copii, cu adolescenți, coaching corporate, coaching executiv, coaching de echipă. Da, coaching pe bani, orice, pe domeniul financiar, mă refer, pe gestionarea finanțelor personale. Bun, după care încep să pregătești o audiență, să încep să o încălzești, adică să formezi o comunitate în jurul unui subiect despre care tu vorbești public, adică nișa aceea pe care tu ești. Dai examenul și îți obții certificarea de coaching, creezi un program premium de coaching și încep să faci vânzări 1-1 să înscrii oamenii în programul acela al tău de coaching. Știu că multe persoane sunt interesate de obținerea acelei certificări de la Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Condițiile pentru a obține acest certificat este să fii cursant la noi la școală, să fii absolvent de studii superioare, adică să ai o diplomă de licență emisă de statul român, sau diploma să fie echivalată în România. Nu contează domeniul, poți să fii inginer, medic, orice licență este bună și acceptată.
Să ai minim 3 ani de experiență în muncă sau voluntariat pe care îi dovedești cu o adeverință de la locul de muncă, de la angajator sau de la o asociație. Pe perioada cursului să ai domiciliul în România și să participi la curs. Școala de coaching durează 8 luni. Materia teoretică o ai înregistrată pe site. Întâlnirile, și o poți urmări la orice oră din zi, din noapte. Întâlnirile live sunt în fiecare miercuri de la ora 19 la ora 21:30. Ai acces zilnic la suport și la mentorare pe grupul de WhatsApp. Și foarte important este faptul că îți atingi obiectivele, pentru că aplici metoda pe tine. Aplici aceste exerciții de genul acesta cum ți-am prezentat astăzi, le aplici în mod detaliat, ești ghidat de un coleg coach, ești susținut de către mine și de către mentori și le aplici pe tine și pe viața ta. Iar asta te ajută să îți atingi obiectivele mult mai repede decât dacă le-ai atinge singur sau dacă le-ai lucra singur. Pe parcursul școlii faci echipă cu minim 2 colegi cu care lucrezi practic, însă din experiență vă spun că vei lucra cu mai multe persoane. La final dai examen, da, sau după cel puțin 5 luni de școală, ești deja eligibil să intri în examinare și să primești acreditare din partea noastră ca școală de coaching, să primești diplomă și să primești și certificatul din partea statului român, desigur, dacă îndeplinești condițiile. Și bonus, avem o componentă consistentă de business și de marketing. Cursanții noștri care s-au înscris anul acesta deja monetizează. Adică sunt oameni care monetizează și după o lună și o săptămână. Am avut pe cineva, pe Iulia. Ce ne recomanzi dacă nu avem bugetul pentru școală să avem ședințe 1-1 și poate deblocăm ceva în noi? Dacă nu ai bugetul pentru școală, ai opțiunea de a participa într-un alt program pe care urmează să-l lansăm în curând, săptămâna viitoare mai exact, și anume la cursul Devino cea mai bună versiune a ta, care este un pic mai accesibil decât școala și acolo timp de 4 luni poți să primești din nou suport din partea mea și într-adevăr să lucrezi pe blocajele tale și un pic mai terapeutic. Adică nu este o formare profesională, este o abordare diferită față de ceea ce facem în școala de coaching. Acolo ne focusăm și pe trecut, ne focusăm și pe vindecare emoțională și poți să participi în acel program. Devină cea mai bună versiunea ta. Dacă mă urmărești pe pagina de Facebook, eu o să anunț acolo și dacă ești pe mail, primești newsletterele de la mine, la fel o să primești acolo informațiile. Bun. Ce poți realiza cu școala de coaching? Obții certificarea oficială, da, din partea statului, care este recunoscută internațional, în doar 6 luni. Tu după 5 luni de școală poți să dai examenul, după care până ai dat examenul, până ți-ai obținut certificarea, mai treci o lună, 6 luni, ai o nouă profesie. Îți descoperi nișa care ți se potrivește cel mai bine. Îți construiești un serviciu dorit de către oameni, ceva ce te împlinește, lucrezi de acasă, de oriunde din lume. Generezi venituri între 1.000 de euro și 3.000 de euro în doar 8 luni. Chiar astăzi vedeam cineva pe grupul de WhatsApp la noi, ne scria acolo că a câștigat deja 2.400-2.800 de lei, ceva de genul acesta, și este înscrisă de foarte curând. Vei ști ce să faci pas cu pas pentru a genera clienți în online, cum să dezvolți o afacere pe termen lung, să schimbi mindset-ul de angajat cu cel de antreprenor. Cu adevărat, vei lua din experiența mea de 17 ani și jumătate de business și vei putea să generezi. De asta, cursanții noștri, spre deosebire de cursanții altor școli, generează venituri încă de la început, încă de atunci de când sunt cursanți. Pentru că noi avem această componentă puternică antreprenorială. Diferența între coaching și consilier de dezvoltare personală. Păi coachingul este o calificare superioară celei de consilier de dezvoltare personală. Este o profesie pentru studii superioare, da? Dacă te referi la aceste calificări, iar ele ca profesii sunt diferite. Adică consilier face consiliere, coachul nu îți spune ce să faci, ci îți adresează întrebări. Este next level la consilier de dezvoltare personală. Bun. Și am pentru voi
O surpriză, exact așa cum vă spuneam. Imediat. Pentru că surpriza mea este așa. Dacă vrei să devii coach certificat, dacă vrei să înveți abilitățile de coach, dacă vrei să-ți începi propria afacere în coaching și să lucrezi de acasă sau de oriunde din lume, dacă ești pasionat de dezvoltare personală și te-ai săturat să stai departe de familie pentru că mergi la job în fiecare zi, da, drum, dus, întors, dacă vrei să te simți împlinit ca urmare a unei activități independente, a unei afaceri online pe care tu ți-o construiești, da, un freelancing, o afacere, cum vrei tu să-i spui, și să faci o schimbare semnificativă în lume, atunci ți se potrivește școala de coaching. Primești acces imediat ce tu te-ai înscris la, imediat ce te-ai înscris în program. Imediat după ce ai întâlnirea cu unul dintre colegii mei, tu ești sunat de mentorul din program, ești adăugat pe grupul de WhatsApp, pe grupul de Facebook destinat cursanților, depui online la școala de coaching toate documentele pentru certificare și participi apoi în fiecare miercuri la antrenamentele de pe Zoom. Urmezi metoda din curs și faci progres în viața ta personală și în activitatea ta de coaching. Surpriza pe care eu v-am pregătit-o este aceea că puteți beneficia de o oră de consultanță gratuită cu unul dintre colegii mei, care să vă ajute să descoperiți cum anume vi se potrivește vouă coachingul și cum anume poți avea o viață de familie echilibrată, fericită, aplicând ceea ce noi facem aici în școala de coaching. Deci dacă te pasionează sau dacă îți dorești să-ți transformi viața cu ajutorul coachingului, poate fi o soluție foarte bună pentru tine să faci școala de coaching și să o faci pentru tine, chiar dacă tu nu vrei să profesezi. Și dacă vrei să faci lucrul acesta, gândește-te care este prețul pe care tu l-ai plătit până acum pentru că nu ai realizat lucrurile acestea pe care ți-ai dorit să le realizezi la nivel de familie. Care-i prețul pe care îl plătești? În nopți nedormite, în certuri, în discuții, în atacuri de panică, în supărări, în frustrări, în lipsa banilor. Toate problemele astea tu poți să le pui pe tavă în școală, da? Să le pui pe masă, să le lucrăm în sesiunile de grup pe care le avem, să faci exercițiile împreună cu colegii tăi, să faci exercițiile împreună cu coach-ul tău și să progresezi în viața ta. Și ai o creștere fenomenală, o creștere fantastică. Îmi spunea cineva acum, am sunat o cursantă și am întrebat-o cât a monetizat. Și mi-a zis, monetizarea ca monetizarea, dar nu vrei să știi cum sunt relațiile mele, sunt extraordinare. Deja fac reuniune cu familia, am un iubit nou, relația este la un cu totul și cu totul alt nivel. Da? Și vă puteți înscrie la o astfel de sesiune gratuită. Imediat o să vă dau și linkul pe care vă puteți înscrie ca să-l puteți salva, da? O secundă, vă dau acum linkul. Bun. Imediat vă pregătesc linkul și vi-l dau pe care să-l salvați, completați un formular la noi pe site. Cu mare atenție să completați acel formular pentru că pe baza lui voi sunteți selectați și sunteți calificați, da? Adică să răspundeți cât mai consistent la acel formular. Iată, vă las aici linkul, da? Pe care să programezi sesiunea gratuită aici. Bun, și dacă sunt întrebări, cu mare drag vă răspund întrebărilor. Mai avem câteva minute în care mai putem să mai rămânem împreună, atât cât ne mai permite platforma. Da? Am primit o plăcere și am învățat multe lucruri utile pentru viață. Mulțumesc, Nina, o seară minunată ca de fiecare dată. Super, mă bucur tare mult că v-a fost util acest webinar și că ați învățat lucruri valoroase. Programați-vă la această sesiune de consultanță gratuită pentru a discuta cu colegii mei care te vor ajuta să
să faci pasul la următorul nivel în viața ta. Pentru că ceea ce eu predau în această școală este cu adevărat valoros pentru viața personală și pentru viața de familie. Sunt schimbări care apar la oameni deja din prima lună de școală. Deci programează întâlnirea aceasta, intră în baza noastră de date, vezi despre ce este vorba, vezi dacă ți se potrivește sau nu. Chiar dacă nu vrei să profesezi, pur și simplu aplici pe tine exercițiile. Sunt o mulțime de exerciții pe care tu le faci în amănunt în școală, exact cum am făcut astăzi, da? Exerciții de genul acesta, doar că le faci în detaliu în școală și le discutăm. Detaliile despre preț le discutați împreună cu colegii mei, pentru că prima dată tu trebuie să vezi dacă ți se potrivește sau nu și noi să vedem dacă te putem ajuta sau nu. De asta avem nevoie să ne scriem formularul acela, exact detalii despre tine, cât mai multe, ca să știm dacă te putem selecta, pentru că nu putem primi pe toată lumea în școală și primim doar oameni care se potrivesc și cărora li se potrivește ceea ce noi facem aici. Adică dacă tu ai nevoie de altceva, de un alt tip de serviciu, ai nevoie de consultanță sau ai nevoie de, eu știu, consiliere sau de mentorare, tu se poate să nu ți se potrivească școala de coaching. Costul în etapa aceasta, da? Ar fi inutil și dacă ți l-aș spune, pentru că trebuie să vezi dacă te poate sprijini școala noastră și noi, la rândul nostru, să vedem dacă te putem ajuta pe tine. Că altfel, dacă nu ți se potrivește, orice preț este și un leu. Dacă costă, tot este mult, pentru că bănesc că ții la banii tăi și nu vrei să-i arunci pe fereastră. De asta noi oferim aceste sesiuni de consultanță o singură dată, da, pentru cei care vin către noi și care își doresc să învețe abilitățile de coaching. Este o sesiune gratuită, o primești o singură dată și bine să fii pregătit atunci. Completați formularul, înscrieți-vă și cu mare drag faceți această sesiune și vedem de acolo pașii următori, da? Discuții cu echipa mea și vedem pașii următori. Bun, dragii mei! Aduce echilibru și transmiți multă energie pozitivă și încredere. Mă bucur tare mult, Monica, că simți lucrul acesta și eu mă bucur că ești alături de noi și acum și mâine, da? Când o să ne vedem în școală la curs. Și iată cât de valoros este ceea ce noi facem aici în această comunitate, pentru că sunt mulți cursanți care participă, iată, și la evenimentele gratuite. Da, adică chiar sunt lucruri super, super utile și super valoroase pentru viața noastră a tuturor. Dacă eu aș fi știut ceea ce astăzi predau la 20 de ani, alta ar fi fost viața mea. Altul ar fi fost parcursul meu. Dacă știam lucrurile astea de atunci, viața mea ar fi fost cu totul diferită. Un webinar interesant cu multă informație importantă. Mulțumesc, Nina, pentru invitație. Lăsați-mi un comentariu, dragilor, care este un lucru valoros pe care îl luați din acest webinar. Un lucru valoros. Dacă nu reușești să te înscrii, îți mai las aici încă o dată link-ul. Uite, mai dă încă o dată click, da, salvează-ți link-ul și mai intră încă o dată. Mai intri de pe alt browser din nou. Da? Bun. Și eu abia aștept întâlnirea de mâine. Super. Ce facem dacă doar unul din parteneri vor să aplice ce ne-ai învățat? Păi, dacă tu aplici, atunci schimbarea, dacă tu aplici cu adevărat în mod profund, atunci și va apărea o schimbare și în partenerul tău. Însă ce se întâmplă de obicei este că de obicei cine are remarca asta nu aplică în profunzime cu adevărat, ci doar are impresia că aplică. De ce ai nevoie și de un ghid din exterior, cineva care să poată să calibreze și să te oglindească, ca să poți să vezi unde sunt diferențele, distincțiile pe care tu nu le faci în psihicul tău și ce poți schimba în dinamică. Bun, dragii mei, dați click pe link, salvați-vă link-ul, înscrieți-vă, pentru că viața personală ne influențează toate celelalte arii ale vieții. Toate celelalte arii, schimbându-ți interiorul tău și schimbând dinamica care se întâmplă în interiorul tău, atunci cu adevărat tu vei reuși să transformi totul în jurul tău, să te simți mai bine, să ai emoții mai sănătoase, să ai un job mai bun, să câștigi mai bine, să-ți transformi viața cu totul. O să ne oprim aici. Mă bucur tare mult că am fost împreună. Vă doresc o seară extraordinară, să aveți grijă de voi și nu uitați să vă înscrieți la sesiunea de consultanță gratuită pe care v-am oferit-o.
Toate bune, să ne vedem cu bine, pe curând!